fiecare an, în luna mai, celebrăm Ziua Europei și ne pare bine că în acest an Comuna Cucoara este parte integrantă a acestui mare proiect de promovare a principiilor și valorilor europene și în special a egalității de gen, care este atât de esențială pentru o comunitate sănătoasă. Aceste mesaje scrise în fața școlii ne vor aminti ori de câte ori vom trece prin această zonă că într-o comunitate trebuie să fim uniți, să ne respectăm, să ne sprijinim unul pe altul. Este foarte important ca oamenii din localitatea noastră și tinerii să țin despre o societate în care și fetele și băieții se pot bucura de dreptul și oportunități egale. Un pas esențial pentru asigurarea egalității de gen este educarea viitoarei generații în spiritul respectului reciproc și a toleranței zero față de violența domestică și în bază de gen. Datorită proiectului EVA, care este finanțat de Uniunea Europeană, ne dorim ca și localitatea noastră, orașul Cornești, să devină una din localitățile campioane în egalitate de gen. Egalitatea de gen este unul dintre obiectivele noastre principale, iar ca și cadru didactic tindem să cultivăm aceste valori frumoase tinere generații. Uniunea Europeană este în primul rând o comunitate de valori prin care noi toți, devenind solidari, creștem mai puternici. În domeniul polițienesc, acest reprezintă un subiect destul de important, pentru că atât în societate cât și în poliție, toți suntem egali, cu drepturi și în fața legii. Dacă punem drept temelie respectul pentru demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, respectarea drepturilor omului, fără îndoială construim o societate puternică, inclusiv prin promovarea acestor mesaje pozitive inscripționate pe trecerile de pietoni. Proiectul EVA ne provoacă împreună să construim o societate în care și bărbații și femeile să aibă parte de aceleași provocări în toate domeniile vieții. Marcarea trecerilor de pietoni cu mesaje despre valorile europene este o inițiativă foarte bună și creativă. E o idee accesibilă și puternică. Cu siguranță va ajuta cetățenii, tinerii și tinerile noastre să conștientizeze mai bine ce înseamnă egalitate de gen, ce înseamnă valorile europene și să înțeleagă că doar împreună putem reuși. E bine ca copiii să înțeleagă asemenea mesaje și e minunat că aceste mesaje sunt aproape de școală.